Am revenit despre robor, discutăm în această ediție cu invitatul nostru, economistul Dan Chirleșan. Bună seara și bun găsit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor postului dumneavoastră! Mai întâi să ne explicați pe înțelesul tuturor ce înseamnă robor. Păi, cred că ar trebui să începem cu începutul. Roborul nu a fost inventat ca și rată în România. Existența lui la noi în țară are 7 ani, 8 ani, din 2010, când a fost definit printr-o hotărâre de guvern. Și într-un limbaj foarte, foarte simplu, roborul nu este altceva decât un indicator care ne arată la ce cost se împrumută băncile între ele. Ce tipuri de operațiuni fac băncile? Operațiuni legate de masa monetară. Ce împrumută ele? Bani. Unii au lichidități sporite, alții au nevoi. Și pe piața interbancară, acolo unde se întâlnesc băncile comerciale, pentru a-și pune de acord oferta și cererea de monedă națională, unii oferă, alții cer. La ce cost vând sau cumpără este, de fapt, indicatorul numit robor. Roborul mai are și câteva dimensiuni aritmetice. Îl putem calcula în funcție de nevoia de timp pentru care se solicită tranzacționarea masei monetare. Pot fi indicatori legați de o singură zi sau o singură noapte și atunci vorbim de robor la o zi. Putem vorbi de roborul la 7 zile, putem vorbi de roborul la o lună, roborul la 3 luni, la 6 luni și la 12 luni. Ne interesează cum influențează roborul rata lunară a creditelor luate de români. Roborul este o părticică din formula de calcul a dobânzii pe care ne o plătim la creditele pentru care am achisat băncile comerciale. Ce înseamnă o părticică? Că până la urmă e ca și la formula cozonacului. Nu punem doar făină și apă, trebuie să punem și drojdie și alte ingrediente ca să crească. Pe lângă robor în rata de calcul a dobânzii, există și marja pe care băncile și-o negociază cu fiecare client în parte și de ce nu să spunem că băncile țin cont foarte atent și de rata inflației. Nu o să putem să avem o inflație de 5,6% și o rată a creditului de 0 sau de 1%. Da, o să vorbim și despre inflație, dar ne interesează de ce a crescut acest indice la 3,43% la cote alarmante pentru români. Eu n-aș zice că e alarmant. Așa. E exact ca și temperatura bebelușului. Când îi pui termometru și vezi că i-a crescut temperatura de la 36,5 la 36,9, mămicile și iau copilașul și fug cu el la doctor. Dar alarmant pentru buzunarele românilor. Întotdeauna trebuie să existe un cost al capitalului de împrumut și când vorbim de costul acesta pe care noi îl numim dobândă, dobânda nu este doar la credite, dobânda este și la depozite. O parte dintre noi optează pentru a o abstinență de la un consum imediat și hotărăsc să pună bani albi pentru zile negre. Și ei sunt îndreptățiți să obțină o dobândă. Când ei se duc și fac depozitul la bancă, calculul dobânzilor are în componență același robor. Deci atunci când vrem să încurajăm economisirea în detrimentul unui consum hazardat, vom asista la o scumpire a roborului sau o scumpire a ratei dobânzii. Cât preconizați că va crește acest indice? Eu nu sunt Nostradamus și dacă l-ați întreba inclusiv pe guvernatorul Băncii Naționale, o să vă spună că nici măcar Banca Națională nu se ocupă de calculul roborului. Cred că ar trebui să spunem telespectatorilor noastre că acest indicator se calculează zilnic de către o instituție numită Reuters, care colectează de la 10 bănci din sistemul bancar românesc, 10 bănci comerciale, indicatorii pe care îi agregează într-o formulă matematică pe care ulterior o transmite Băncii Naționale, iar Banca Națională doar o comunică, nu o manipulează, nu o transformă, nu o manevrează ca să dea bine pentru guvern sau pentru alții. Legat de prognostic, o casă de pariuri a inclus o ofertă specială în privința creșterii robor la 3 luni. Pariorii pot miza ca indicele la 3 luni va ajunge la 3,5% până la 31 iulie, și la 4% până la finalul anului. Nu mă surprinde. Deci suntem într-o perioadă în care românii
încet, încet identifică elemente de educație financiară. Dacă casele de pariuri, prin aportul pe care ele îl dau în zona asta de cultură economică în formare sau non-cultură, ele, până la urmă, ajută oamenii să evolueze și să se educe financiar. Oamenii care vor paria acolo se vor întreba ce e roborul. Vor încerca să afle mai multe informații. Deci eu văd lucrul ăsta ca și un lucru pozitiv. Iar în acest context vă întreb și eu, care este prognosticul dumneavoastră? Într-un robor? Da. Și eu sunt un deținător de credit contractat și mi-aș dori ca roborul să fie cât mai mic. Pe de altă parte, așa cum spuneam și puțin mai devreme, roborul are și un frate numit robid. Robidul și cu roborul se adresează în egală măsură și celor care doresc credite și celor care economisesc. Nu putem să introducem o mână nevăzută care să avantajeze o tabără în detrimentul celelalte, pentru că am introduce hazardul moral. În ce măsură activitatea guvernului și legile economice au dus la creșterea roborului? E o întrebare bună. Am încercat și eu să aflu răspunsul la întrebarea asta, urmărind răspunsurile date de onorabilii miniștri ai economiei, ai finanțelor și încă nu am reușit să identific o coerență în mesajul lor. Cu siguranță, roborul, fiind legat de lichiditatea pieței financiare și a masei monetare, arată că undeva supapa s-a încălzit. Când crește roborul, înseamnă că banii care circulă în economie sunt puțini. E ca o marfă care nu o mai găsim pe tarabă când mergem în piață și atunci suntem dispuși să dăm mai mult. Faptul că nu mai există bani în economie, că lichiditățile sunt pe cale să se volatilizeze, adică să se evapore, ne arată că investitorii, adică deținătorii de capitaluri, de bani, au o anumită rezervă în a crede pe cuvânt pe cei care fac politicile economice. Și atunci ei sunt foarte rezervați. Rezervarea asta nu poate fi demantelată sau risipită doar prin faptul că iese la televizor un ministru. Dacă nu apar proiectele de infrastructură majore, școli, autostrăzi, spitale, nu există un climat pentru a atrage investitorii, pentru ca acei investitori să vină cu capitalurile și să stabilizeze piața. Creșterea salariilor din ultima perioadă influențează cumva, a influențat cumva creșterea roborului? Investitorii în general se uită dacă există o corelație între creșterea salariilor și productivitatea muncii. Și dacă creșterea asta salariilor apreciază ei că s-a făcut adeseori din pix, adică fără o contrapondere în volumele de activități prestate de fiecare angajat, atunci, cu siguranță, undeva trebuia să apară un echilibru. Roborul nu e singura supapă de echilibrare a dezechilibrelor care se manifestă macroeconomic. Pe lângă robor, vedem cu toții cursul valutar. Vedem, poate mă ajutați dumneavoastră, în afara cursului valutar, cu siguranță putem vorbi de rata inflației. Și aici exact. Vorbim, de fapt, de instrumente ale politicii monetare, de care se ocupă Banca Națională ca și doctor. Da. Legat de rata inflației, suntem fruntași în Uniunea Europeană. Trebuie să ne lăudăm și noi cu ceva. Acum, din păcate, nu este o lăudăroșenie plăcută. De ce a crescut așa de mult inflația? Dacă de vină sunt doar cei de la Institutul de Statistică sau cei care au calculat și raportat, sau de vină sunt politicienii care au inflamat mediul economic cu promisiuni pe care n-au putut să le acopere, n-au putut să-și colecteze din acea creștere miraculoasă economică, PIB-ul a crescut spectaculos, ei n-au reușit să colecteze la bugetul de stat părticica aia de procente pe care, teoretic, li se datorează. Din TVA, din accize, din celelalte impozite și taxe directe și indirecte, gradul de colectare este cel mai slab din Uniunea Europeană. Neputând să colecteze și având în contrapartidă foarte multe promisiuni pe care ei vor să le onoreze, promisiuni legate, în primul rând, de creșterea salariilor și a pensiilor,
în al doilea rând, de realizarea marilor proiecte de infrastructură pe care, din păcate, nu o să le înceapă pentru că nu au resurse. Și când spun resurse, nu mă refer doar la resursele financiare, ci n-au nici resursele umane. Capitalul uman s-a volatilizat în România. Avem cea mai mare migrație după Siria, oameni care pleacă să-și caute echilibrul social, financiar, într-o altă țară și nu neapărat și în mod fundamental doar pentru că veniturile care le obțin aici sunt mai mici. Aici s-a stricat și climatul muncii. Oamenii pleacă din firmele lor pentru că nu mai pot să suporte gradele de incompetență. Am vorbit despre creșterea inflației și aici aș vrea să vă întreb ce măsuri economice ar trebui să ia guvernul pentru a stopa această creștere? Mi-e greu să spun că doar guvernul se ocupă de stoparea creșterii inflației. Până la urmă, inflația crește sau scade pentru a arăta că avem o stare de avarie. De inflație se ocupă și Banca Națională și, după cum ați văzut, într-un format discret, dar constant, ei încearcă să țină sub control indicatorii legați de inflație, de curs valutar și de rata dobânzii, dar, așa cum precizam poate și altă dată, e o imposibilă trilemă. Nu poți din cei trei indicatori să-i atingi pe toți trei simultan. Unul va fi compromis și deocamdată vedem că pentru a ține sub control cursul valutar, rata inflației a scăpat în zona superioară. Bun, și ca să înțeleagă și cei de acasă, cum am ajuns în această situație? Cum au ajuns românii să plătească la o rată de 900 de lei? Chiar 1200, spuneau păi oamenii care am vorbit. Cred că oamenii au înțeles că iluzia aia creșterii veniturilor din PIX trebuia să se contrabalanceze undeva. Surplusul de masă monetară pe care ni s-a propus prin creșterea salariilor trebuia să fie absorbit undeva. Dacă atunci când îți crezi veniturile, tu te duci pe piața liberă și vrei să faci achiziții de bunuri, de produse, de servicii, te duci în vacanțe, îți cumperi un televizor nou, un frigider și acele elemente nu sunt produse de către fabricile de la tine din țară, comercianții le vor importa. Asta nu înseamnă altceva decât că creăm locuri de muncă în alte țări. Da, doar că această creștere a salariilor de care ați trebuia pomenit dumneavoastră... Trebuia să se facă după creșterea și macrostabilizarea economiei. Deci întâi trebuia să creăm fabricile, trebuia să atragem investitorii români sau străini, trebuia să creăm locurile de muncă care să producă acele bunuri pe care noi ni le dorim să le achiziționăm. Sunt sectoare unde lucrurile astea s-au produs natural, cum e sectorul de procesare din agricultură. Acolo, beneficiind de cea mai mare absorție a fondurilor europene pe exercițiul financiar anterior, 2007-2013, au apărut marile fabrici care procesează produsele agricole, s-au manifestat niște indicatori și de ordin bugetar prin reducerea impozitelor și a cotelor de TVA la produsele alimentare și lucrurile au evoluat oarecum natural. În momentul actual, pe un fond a unor politici, eu le numesc economice, care nu au fost coerente, nu asistăm decât la o înrăutățire a cadrului macroeconomic. Macroeconomia e ceea ce se întâmplă la nivelul națiunii. Microeconomia e ceea ce noi începem să învățăm să gestionăm la nivelul familiei sau eventual al micilor firme. În ultima perioadă am mai observat o escaladare a prețurilor atunci când vorbim de combustibil, de produsele alimentare, dar și servicii. La ce ar trebui să ne așteptăm în continuare? Prețurile, din păcate, nu pot fi stabilite printr-un mercurial. Ele cotează liber. Este, până la urmă, un atribut al pieței libere, al raportului între cerere și ofertă. Cu siguranță, dacă dumneavoastră mergeți cu foarte mulți bani în buzunar și vreți să vă cumpărați un produs care este unic, veți da o sumă mult mai mare decât și-ar permite vecinii dumneavoastră cu mai puțin bani. Deci e clar că cine are acces la lichiditate poate să formeze prețul. Din păcate, faptul că prețurile au crescut arată că indicatorii ăștia macroeconomici, și repet până când o să începem să înțelegem că macroeconomia nu poate fi neglijată.
Degeaba ne merge bine la nivelul apartamentului nostru de pe scara de bloc, dacă tot blocul este în întuneric. Trebuie să ne ocupăm de binele întregului edificiu. Și asta la nivelul unei națiuni înseamnă că trebuie să ne ocupăm de politicile macroeconomice. Să ne apucăm de acele politici care pot să ne aducă un echilibru și o satisfacție la nivelul întregii societăți. Nu putem doar să promitem creșteri de salarii și de pensii. Pentru că vine din spate piața și le corectează. Și corecția n-a fost foarte târzie. N-au trecut decât 6 luni de zile de la creșterile salariale. Așa este. Deși unele au fost doar balansări salariale, pentru că sunt peste 600.000 de români din mediul privat cărora nu le-au crescut salariile. Și ei sunt afectați de două ori. Pe de o parte de efectele nocive ale politicilor fiscale, când s-au balansat contribuțiile dintr-un buzunar în celălalt, și în al doilea rând, prin faptul că nimeni nu-i poate obliga pe angajatorii lor să le crească salariile din același pix, chiar dacă nu este un pix de ministru. Și o întrebare ce îi frământă pe mulți dintre cei care vor să facă un credit sau poate pentru pe cei care deja au făcut un credit bancar. De ce băncile vin cu oferte mult mai multe la dobânzile variabile și nu la cele fixe? Diferența între dobândă fixă și dobândă variabilă o dă așa numită stabilitate pe termen lung. Atunci când îți dorești să contractezi un credit pe 20 de ani sau pe 30 de ani, este un orizont de timp așa de îndepărtat încât, exact, cu siguranță, dacă dumneavoastră mă întrebați pe mine sau eu vă întreb pe dumneavoastră unde veți fi peste 30 de ani, nu avem un răspuns. Băncile, cu atât mai puțin, nu știu ce vom face noi în calitate de contractori de credite peste 30 de ani. Și atunci băncile încearcă să se protejeze împotriva riscului. Și să fie rezervate, nu? Nu rezervate, cât precaute. Așa. Deci băncile încearcă să-și identifice riscurile, să le provizioneze. Provizionarea riscului se face prin garanții. Vrei un credit pe termen lung și pe o valoare mare, garanțiile trebuie să fie pe măsură și să fie consistente și să fie valide pe întreaga durată de viață a creditului. Ce facem noi la vârstele timpurii? Luăm credite, în primul rând, pentru a ne contracta prima casă. Aici, din fericire, garanțiile sunt împărțite sau sunt suportate jumătate de către stat și solicitantul plătește doar o primă către un fond de garantare al statului. Dacă se întâmplă riscul, ce se va produce în continuare? Păi, fondul de garantare va fi executat de către bancă, banca își recuperează prejudiciu sau creditul restant, iar mai departe, deponentul, creditorul, va fi urmărit de către instituțiile statului prin ANAF pentru a-i se recupera prejudiciul rămas. Dacă ne întoarcem la robor, să fie optimiști totuși românii, nu? Facem o concluzie la ceea ce am discutat. Pot să spun că robor, sub alte denumiri, există în toate țările. Până înainte de a exploda creditarea în moneda națională, vorbeam de Euribor sau Libor. Dacă ne uităm la țările vecine, de exemplu în Ungaria, vorbim de Bubor, de la Budapesta. Exact. Dacă ne uităm în Cehia, vedem că e Priborul și așa mai departe. Deci în fiecare sistem bancar și în fiecare sistem financiar există o rată de referință a costului la care deținătorii de capitaluri și doritorii de capitaluri se împrumută între ei. Și aceasta nu este nici manipulată și nici gestionată de către Banca Centrală. Banca Centrală este supraveghetorul. El face regulile și urmărește ca aceste reguli să fie respectate. Domnule economist, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în jurnal. Vă mai așteptăm și cu alte subiecte. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului de astăzi. Sunt Olga Moroșan și vă dau întâlnire mâine la aceeași oră. O seară frumoasă!